Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Stone Block 2. Aveam eu un plan ca episodul ăsta să fi fost ultimul, dar după mai multe judecări o să-i mai dau eu o încercare mai calm pentru Tomcraft, să vedem dacă am cu ce să umplu un episod întreg. Eu consider că mai am, mai mult sau mai puțin sper, că nu de alta, dar vreau să mai prelungesc o leacă timpul pentru a încerca să termin baza asta. Și dacă termin astăzi, nici că o să o mai termin. Așa că luați-l pe ăsta ca un episod umplu, pentru că aș fi putut probabil să mă fi uitat eu peste tutoriale și să fac absolut tot ce o să fac astăzi off-camera. Pasul la care am rămas eu este să fac cumva încât să pot pune anumite esențe în glass file-urile de genul. Cred eu că trebuie să-mi folosesc de esenția smelterii ăsta încât să pot să prăjesc cumva esențele și după aia să le pot introduce în fiolele astea. Doar că până acolo avem nevoie de câteva materiale, inclusiv ceva numit Arcane Alembic, ce are nevoie de Essentia Filter, ce se craftează cu niște Silverwood Planks. Și Silverwood-ul, cam trebuie să facem noi rost de ceva mai mult, bine, de ceva mai mult, trebuie să facem rost de Silverwood, fiind unul dintre cei doi copaci din Tomcraft. Odată avem Greatwood și mai rămâne și Silverwood, care amândoi sunt niște copaci cu o anume influență pozitivă pentru mod, doar că în mod pe ăsta se fac o leacă ca în greu rost. Bine, tot prin cernut, dar s-ar părea că avem nevoie de ceva numit Compressed Flash și are o șansă de 5%. Eu am cernut până acum undeva la cam 40 de bucăți și nu mi-a picat niciunul, deci hai să vedem cam cât de mult o să-mi ia. Hai că n-a durat chiar atât de mult. Acum, unde pot și eu să cresc un astfel de puiete? Ăla-i mă. Să-mi încerc eu noroc o leac la frunze prima dată? Da, și-o dobitoc, că nu am multiplicat sapling-ul ăla. Dă-mi, te rog, bun, hai că am 8 sapling-uri, nu mai contează. Acum, hai să vedem dacă presupunerea mea o să fie corectă, pentru că nu sunt tocmai sigur de ce fac eu acum. Bun, și te avem pe tine, care, din câte aș crede eu, să pune așa, gen pe ăsta, parcă să zic, vreau niște căul. Și aici deasupra pot să pun un material ce s-ar descompune în materialele lui prime, dacă nu mă înșel. Da, și acum cum ar veni, a ars și mi-a produs 3 tera. Ok, deci un astfel de borcan, ci că mi-ar trebui. Cum funcționezi tu? Aha, și-am luat esența în el. Și acum pot să vin eu cu tine oare? Nu. Cum nu mă? Păi și atunci cum pot să iau cu glass file-ul ăsta? Mamă, deci mă moară, cum? În sfârșit, cred că i-am dat de cap. Bagă să transporte astea, merge? Da, merge, bun. Am făcut și conductele, o să transporte automat în ăsta, dar metoda prin care pot să iau o astfel de fiolă cu esență, aparent trebuie să am undeva la 8 esențe în ăsta ca să pot să iau? Sau trebuie, ok, deci trebuie neapărat 10, am înțeles. Și acum am un file cu nu știu câte esență, aolo, deci cât chin, cât chin. Că nu de alta, dar tot avem nevoie pentru research de astfel de file-uri și nu știam cum să le fac. Revenim aici. Infusion. Avem nevoie de o pană, o piatră și un file of air essentia. Esență, pana mea. Nu știu exact cum o să mă obișnuiesc eu să zic. Avem aici 22. Perfect. Dăm niște aer și acum mai vreau o piatră. Hai mă. Următorul stagiu. Runic Matrix. Cum te faci tu? Orice fel de Night Ore și 4 Arcane Stone Brick. Runic Matrix. Ta-da! Și cred că cu asta am făcut și un quest, nu? Da. Acum, în teorie, pot să-mi fac uneltele astea din Tomcraft, dar nu știu dacă îmi doresc, sincer. Om trei și om vedea. Multe s-au întâmplat azi noapte de la ultima tăietură și multe am mai învățat și eu despre Tomcraft-ul ăsta de 1.12. După cum se vede și aici, tot ce aveam eu din Tomcraft le-am mutat mai puțin un Night Ore, dă-l și pe ăsta în coa să fie. Din nou o platformă circulară din grass și am pus 4 Silverwood. Și aici în centru o să vreau să vină Fusion Altarul, parcă așa se numea, doar că între timp am realizat eu că altarul o să ocupe mai mult spațiu decât aș fi crezut, deci probabil o să trebuiască să dărâm ce am făcut până acum și să îndepărtez un picuț. Stai să văd cum se numește ca să nu-i mai spun greșit pe nume. Infusion Altar, așa. Aici în centru o să vină pedestalul, ăstea 8 cumva, dar de ce 8? A, da, e bine 8. Nu vreau să fac asta, o piatră peste ca nu de altă dată să pot să distanțez ăsta de restul de altar. Și acum ci că trebuie să dau cumva cu Salis Mundus peste. Pe ce exact nu știu, aha. Și... Taram!
Și din câte știu eu, ar trebui ca tu să începi să te învârți, sau cred că tu începi să te învârți doar în momentul în care începe un ritual. Da. Pentru altarul ăsta o să trebuiască noi să facem mai multe astfel de arcane pedestaluri și să tot punem pe ele iteme și totodată în jurul lui o să trebuiască să venim cu anumite borcane ce o să conțină esența necesară pentru a face un anumit ritual. Spre exemplu, ce am zis eu că o să mă intereseze, Crimson Rites. O să aibă nevoie de 4 ilingouri de Void Metal, 2 amulete, 4 găleți de Liquid Death, 2 scribing tool-uri, bla bla bla, și totodată foarte multe esențe de genul ăsta. Și totodată e bine că Just Enough Items-ul știe să-mi arate cât de multă instabilitate am în ritualul ăsta. O să discutăm mai târziu despre cum am putea să scădem nivelul ăsta de instabilitate. Momentan vreau să mă mai axez pe câteva chestii, dacă tot să zicem că ajungem în punctul ăsta în care să ne facem noi fiecare unealtă, în carte, ca să putem să ajungem acolo, trebuie să facem punctul ăsta din progresie. Pentru a face pe ăsta avem nevoie de Recharge Pedestal. Ca să facem Recharge Pedestal, sau nu mai știu, parcă Recharge Pedestal nu l-am descoperit încă sau ceva de genul ăsta. Știu că vroiam să fac ceva de aici, ca nu de alta, dar să deblochez ceva de aici. Arcane Bellows, și pentru asta am nevoie de Infernal Furnace. Ăsta, ca să pot să-i deblochez eu rețeta, trebuie să vizitez un loc hellish, adică să merg eu în Nether, dar cum noi n-avem acces la Nether, trebuie să apelăm la o chestie pe care n-aș fi vrut să o mai fac, dar s-ar părea că n-avem de ales. O să avem nevoie de un terraformer, 3 antene, dezumidificator, dacă pot să spun așa, un încălzitor și un magic infuser. Și acum, cu terraformerul ăsta îl punem jos și are un slot pentru un biome marker, care putem noi să-l furăm de aici, de la questul ăsta repeatable, pentru a ne putea crea un biome al nostru de Nether. Bagă tu ăsta așa, ăsta așa, ăsta așa. Aha, și fiecare trebuie să mănânce un anume combustibil sau ceva. Hai să vedem dacă merge așa. Dacă bag eu ăsta aici, face ceva sau are neapărat nevoie de energie? Na, dă și niște conduite dacă ții atât de morțiș să primești și energie. Ăstea scot particule și acum ce? Searching for what? Zi și mie, lămurește-mă, deci atât de abstract poate să fie modul ăsta câteodată. Ci că transformă, dar unde transform în cațeș? Ia că s-a întâmplat. Fii atent. Unde mă ăsta? Da, mă, ești nebun. Și ce mai trebuie acum? Nether brick, blaze și obsidian. Bun, următorul pas, ăsta nu știu exact ce-i cu el. Ăsta, Arcane Bellows, are nevoie de un aer crystal. Dar nu știu exact ce-i cu tine. Doar că mi-e deblocat acum aici. De nou, trebuie să mă uit eu după ce mai exact. Recharge Pedestal. Unde aș putea să găsesc eu așa ceva? Dar mă rog, hai să nu mă mai complic atâta și să vă țin degeaba și să încerc să explic ce am înțeles și eu din Tomcraft-ul ăsta. Odată la mână să schimbăm armura. Ce tare chestia asta, neapărat trebuie și în vanile adăugată să ții shift și să poți să schimbi tot setul de armură, dacă tot. Deci, când vine vorba de partea asta cu research-ul pentru teorii, în momentul în care noi completăm un research și respectivele statistici de aici ni se acumulează în Tomonomicon aici, avem noi anumite nivele și nivelele astea putem noi să le facem cumva exchange, pot să spun, nu știu exact dacă îmi consumă. Spre exemplu, avem aici acum Arcane Infusion, teorie. Noi avem nevoie de teorie pentru Arcane Infusion ori 2. Deci cam trebuie să fac eu o leacă de research pe partea asta, încât să pot debloca partea aia din carte. Deci dați-mi 2 secunde. Deci dacă ne uităm noi aici, avem 2, da, și deci dacă dau complet, da, o să mănânce 2 de aici, bun. Măcar asta am înțeles și eu în sfârșit. Chestiile astea nu știu ce-s cu ele, nici nu cred că mă interesează să știu. Speram să mai deblocheze chestii, dar pare să că nu. Oh, deci aici ăsta e Recharge Pedestal-ul. Capitolul ăsta de Auromancy e o leacă mai ciudat și nu vreau să mă bag în el, dar se pare că n-am de ales. Bun, pauză, că mai e un lucru pe care am vrut să-l fac azi noapte, dar am zis că-l păstrez pentru filmare. La ce capitol era aici, parcă? Da. Everfull Urn. Și deci, dacă vin cu 10, 10 și 30, după care țin minte de data trecută, dau click dreapta, am făcut un Everfull Urn. Care, pe scurt, urna asta are o utilizare destul de interesantă și sper din tot sufletul să existe și în 1.7.10.
Cum știm deja, eu trebuie să pun apă manual în ăsta de fiecare dată când vreau să fac o rețetă, pentru că cu fiecare lucru pe care îl craftez, să spunem așa, în Crucible, se duce puțin din apă. Și din câte am văzut eu, dacă fac ceva de genul ăsta, oare? Am văzut cumva că pot să umplu automat cu apă din ăsta în ăsta, dar nu știu cum. Ia uite! Ia! Vezi, ești nebun. Arată ciudat și interesant în același timp, dar eu nu mă plâng. Pentru că acum nu mai trebuie să-mi fac griji să stau eu în continuu cu găleată, umple-l pe ăsta. Și deci dacă arunc eu ăstea și facem așa... am greșit rețeta, nu stai, nu. Dă repede un file, unde e? Cam pus decât 10, nu 20. Fac. Repede. Panică. Ăla-i bun. Puteam să stric tot ce era aici. Nu că ar fi fost oricum cine știe ce, închide acolo și evapora-l. Aș fi atent că trece și prin. Ok. Și avem blank laser focus, cu care să mor eu de știu ce trebuie să fac. Bine, în teorie nici nu trebuie să fac ceva, deoarece, din nou, capitolul ăsta de Auromancy este unul mai ciudățel așa și se bazează, mult spus, pe combat. E ceva în legătură cu vrăji, speluri, dacă pot să le spun așa? Mai îmi spune să analizez focul de la apropiere sau ceva de genul ăsta. Adică, vreau eu un flint and steel și dești un foc aici. You have felt the touch of the flame. Și acum pot să dau aici complete și ai de capul meu. Bun, recharge pedestal. Pot să fac. Ok, și mi l-a deblocat. Perfect. Acum pot să revin aici, în teorie, da. Boots of nu știu ce. Walk a lot, run a lot, swim a lot și jump a lot. Mamă, trebuie să not. Unde pot eu să not? Enervante poate să fie unele dintre astea să mordă, nu? Ok, m-a speriat degeaba. A lot aparent înseamnă doar să atingi apa sau ceva de genul ăsta, pentru că făcusem aici deja băltoacă când făceam bazin olimpic, dar s-ar părea că nu, m-a speriat degeaba. Și acum din nou trebuie să mă pun să fac teoriile vieții. Sper în tot sufletul să fi luat absolut tot ce trebuia în calcul ca să pot să explic asta fluent. Procesul ăsta de, iar am uitat cum se numește, infuzie parcă? Este el cam periculos în funcție de instabilitatea procesului pe care eu o să-l fac. Adică, spre exemplu, ce o să vreau să fac acum ca și demonstrație, dacă ne uităm noi, e la stadiu de neglijabil. Cel mai periculos ar fi chiar stadiu de nu stadiu de very high. Următorul stadiu, mai e un stadiu după ăsta, e un stadiu de dangerous, deci ăsta e al doilea cel mai periculos stadiu, cel mai instabil, să spunem așa. Și ca noi să putem să îmbunătățim stadiul ăsta de instabilitate, trebuie să punem pe lângă altarul ăsta fel și fel de, în carte scrie de candele și cranii. Acum nu știu exact la ce se referă prin cranii, pentru că nu există ceva cranii din Tomcraft, există craniile din Vanilla și probabil asta o să fie, doar că momentan nu o să ne bate în cap cu așa ceva, fiindcă, așa cum am spus, ăstea care vreau eu să le fac demonstrație, toate sunt la stadiu de neglijabil, deci nu trebuie să-mi fie frică ce fac acum. Totodată, ce mai afectează instabilitatea unui astfel de proces este poziția pedestalelor. E important să fie ele simetrice, amplasate față de altar și totodată itemele ce sunt puse înăuntru fiecărui pedestal să fie simetric poziționate, din câte am înțeles. Și totodată, când vine vorba de esențele ce trebuie adăugate în procesele de genul, borcanele sau recipientele în care am esența, la fel trebuie să fie ele amplasate simetric cumva. Înainte totuși să începem și demonstrația, cum am făcut rost de esența în fiecare borcan, așa cum am văzut și mai devreme, folosindu-ne de Essentia Smeltery și Arcane Alembic, care aparent putem să punem mai multe una peste alta. Cum am obținut eu esențele necesare pentru astea 5 procese în fiecare borcan, m-am folosit eu de Project E, doar că nu este un proces atât de simplu, deși e Project E. Atunci când înveți tu un cristal, din păcate nu avem noi mai multe tipuri de cristale în Transmutation Table-ul ăsta, avem doar și doar cristale, cum să le spun eu, universale și nu funcționează ca restul de cristale, așa că din păcate în momentul în care fac click ca să iau un anume cristal, e o șansă să se transforme în alt tip de cristal, să spunem așa. Și ai zice, de ce nu încerc să le multiplic prin Energy Condenser? Pentru că am încercat deja și se întâmplă exact aceeași prostie. Când ard un Terra Steel, o să-mi dea cristale de genul ăsta universale și nu am ce face cu ele. Așa că am tot făcut eu în continuu chestia asta, până când mi-au picat cristalele pe care mi le-am dorit și le-am pus eu deoparte aici, ca nu de alta, dar să nu mă chinui să stau să
mă uit prin Justina Fightem să văd exact ce obiecte îmi dau anumite esențe, după aia rămân și cu câteva esențe în plus, o să se dizolve, se transformă în flux, prostii. Așa am făcut mult mai simplu rost de asta și ca și demonstrație luăm de aici cristale de Aversio și băgăm aici jumătate de stack. Ușor, ușor o să se transmită. Nu e garantat, din păcate, ca fiecare cristal să se transforme în o esență de genul ăsta, deci de asta am făcut eu mai multe. Și totodată, cum am făcut să pun bilețelul ăsta pe fața fiecărui borcan, avem blank label. Acum, ca eu să nu risc, treceți voi toate la mine în inventar, că nu de alta, dar nu știu exact cum consideră ăsta și în ce rază să detecteze ce borcane sunt în respectiva rețetă și mă trezesc că bubuie pe aici toate. Hai să începem, nu știu, cu sabia. 30 Aversio, Motus și Aer. Astea, din păcate, n-am cum să le pun simetric, deoarece sunt 3 borcane până la urmă ormei și pe fiecare dintre astea 4 pedestale din afara altarului avem nevoie de un Greatwood Plank, 2 cristale de aer și un Rare Earth. Nu știu exact cum am făcut rost de prostia asta, știu doar că atunci când am fost să terraformez un chunk în Mining Dimension, când am săpat, am primit o chestie de genul ăsta și cum are ea EMC, am băgat-o direct în sistemul meu, deci nu știu exact să vă dau un răspuns de unde am făcut rost de ea. Și pentru că nu știu dacă poate să existe simetrie între plank-uri și ăstea, pun-le și pe astea așa să fie. Ce mai lipsește este să iau eu Caster's Gauntlet. Mă întrebam eu exact cum aș putea să dau drumul la un proces de genul ăsta. În carte scrie că trebuie să folosesc o unealtă și până la urmă ormei asta e singura unealtă, sau mă rog, singurul item pe care aș putea să-l folosesc într-o vrajă de genul ăsta. Hai să încercăm. Ah! Nu știu dacă s-a auzit un mic sunet de sparkle. Mai trebuie să mai dau o dată, mă? E. Yeah. A, da. Uite, mă. Și acum, fii atent cum trage esențele din borcane. Nasol e că e un efect refolosit de la treaba aia cu Everfull Urn, dar mă rog. Și acum, uite, știu cum face fiecare item și avem quest complet, nu, mă interesează sabia Sword of Zephyr, care nu știu ce face. Cred că e exact o sabie de diamant, are probabil... Stai că face ceva. Eu? Și pot să zbor? Vreau să zbor. E, mă, pot să plutesc cumva foarte lent, dar meh. Era tare dacă puteam să mor cumva mai sus, dar nu cred că am cum. O să mai fac eu repede și astea alte 4 unelte și revenim. Și uite, cu asta avem și lopata, care din păcate... N-am chef să citesc și nu știu exact ce face, adică, ok, deci nu pot să dau să fac ale cu ea. O, când ții shift, poți să faci cum ar veni, cred că să sap 3x3, cred că da. La fel toporul, nu știu exact ce face, știu că poți să dau să țin click dreapta cu el, dar mi-e frică, stai să iau un lemn ceva. Se vede că i-aș da charge, dar mă rog, e un topor normal până la urmă. Au, are magnetic? X of the stream, oare poți să fac ceva cu el până apă? Nope, nu poți să fac nimic nici în apă. Mă gândeam că poate nu știu ce, să vezi că mă lansează cumva. Poate să atragă iteme gen? Deci aruncă-l acolo. Da, mă. A, deci poți să-l folosești pe post de magnet, mă. Și hău, din câte văd, nu are absolut nimic în descriere, deci presupun că e doar un hău normal, nu? Aba nu, nu mă așteptam oricum la altceva, e bine de știut. În rest, ce aș vrea să mai facem acum de final, pentru că o să încep eu endgame-ul, presupun, pentru episodul următor, nu cred că o să ne mai lungim, la Project E mai avem noi câteva mai multe quest-uri care la prima vedere par destul de greu de făcut, adică trebuie să facem următoarele upgrade-uri de Clanstar, doar că din modul Project X. Și gândiți-vă că asta, Colossal Star Omega, poate să ajungă la... Nu știu cum să citesc numărul ăla, dar peste 212 miliarde EMC. Ca să vă faceți o idee, eu până acum am strâns în tableta mea doar 1, 2, 3, 4 numere de. Deci trebuie să mai strâng încă foarte, foarte mult. Oare așa s-o facem? Că eu nu știu, n-am văzut până acum. Magnum Star Ain. Aș fi atent că am umplut-o și cu EMC. Și sunt tentat eu să zic că nu o să am destul să fac și următorul nivel, nu? Sau ba s-ar putea să am. Că trebuie să fac rost de 4 astfel de, nu? 1, 2, 3, 4, ba da mă, fii atent că am. Ca să pot să fac
Magnum Omega Star care are 103 miliarde. Măcar numărul ăsta știu și o să-l citesc. Și uite cum s-a dus tot EMC-ul meu. Dar dacă pun înapoi asta, 177 de milioane. De miliarde, mă rog. Și mai am de făcut încă un tier care o să-l facem noi data viitoare când o să și terminăm mod pe cut, zic eu. Poate planurile se schimbă, nu știu, vedem. O să-mi încerc eu norocul să văd dacă pot să termin peștera asta mea, dar nu promit nimic. Cam atât va fi și cu episodul ăsta de umplutură din Stoneblock 2. Ne-am jucat noi cu Tomcraft. Sper să nu fi primit chiar atât de multe spoilere pentru Tomcraft-ul din 1.7. Din nou spun, mă aștept să fie multe lucruri schimbate atunci. Unele într-un mod pozitiv, altele probabil într-un mod negativ. Om trăi și om vedea la momentul respectiv. Eu să sper că v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, iar eu n-am altceva de spus decât o zi frumoasă în continuare să vă urez. Bye bye!